Este minunat să-mi mai aduc aminte de copilărie. Am uitat pentru câteva clipe de timp și am retrăit o poveste de copil. O întoarcere în timpul copilăriei, acolo, departe, în sătucul meu drag, care parcă mă așteaptă și acum să-i înveselesc din nou ulițele. Mi-aduc aminte cu drag de micile treburi încredințate mie de mama. În joia mare, vopseam ouăle. Mă bucuram nespus de acest important eveniment și nimeni nu avea voie să vopsească ouăle în locul meu. Îmi revine în minte parcă și acum mirosul de primăvară, mirosul de liliac înflorit, mirosul de iarbă crudă și de pădure, mirosul de var proaspăt cu care gospodarii își primeneau casele și livezile, de vorbele dulci ale mamei și de cântecele copilăriei. Îmi amintesc ce minunat miroseau pasca și cozonacul abia scoase din cuptor, la care râvneam, dar de care nu aveam voie să mă ating până în ziua de Paști și totuși, uneori, mama mă lăsa să gust un pic din ele. Uite așa, plecând din lumea mea de acum și retrăind universul copilăriei, mă simt atât de fericit, atât de minunat. Paștele este unic în Bucovina. Niciunde, pe întregul pământ românesc, nu găsim pe un spațiu restrâns atâta bogăție, istorie și frumusețe, atâtea amintiri ale trecutului, precum în Bucovina, nord de Moldova, ce întrece în îmbelșugare și valoare toată cealaltă parte a țării, după cum spunea domnitorul martir Grigore Ghica al III-lea. Asemănată de către călătorii străini cu un nou Peru, numită Raiul Moldovei de către Mihai Eminescu și Cheia Moldovei de către imperialii de la Viena, Bucovina, veselă grădină și pământ binecuvântat de Dumnezeu, este patria mănăstirilor, cu fresca exterioară și templul de glorie al moldovenilor, în care odihnesc somn binecuvântat ziditorii de țară Dragoș, Bogdan, Alexandru, Ștefan. Numită adesea și Mica Elveție, grație bogăției sale peisagistice, Bucovina este, în egală măsură, țara unor oameni curajoși, demni și mândri, ce respectă cu strășnicie sărbătorile creștine și datina străbună. În Bucovina, Paștele rămâne cea mai de preț sărbătoare din calendarul ortodox. Este cea mai mare, mai însemnată, mai sfântă și mai îmbucurătoare sărbătoare de peste an, așteptată și astăzi cu nerăbdare de către întreaga suflare, pentru că, în această zi, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, iar pe cei vii, răscumpărându-i de sub jugul păcatului strămoșesc și împăcându-i cu Dumnezeu. Sărbătoarea Paștilor cade întotdeauna la începutul primăverii, anotimpul cel mai frumos și mai plăcut, când natura renaște. Ținut legendar și leagăn de civilizație, Bucovina păstrează cu multă acuratețe, dragoste și înțelepciune obiceiurile pascale, ce debutează odată cu lăsatul secului, se derulează pe parcursul postului Paștelui, cunosc maximum de concentrare în Săptămâna Mare, în momentul propriu-zis al Învierii și al Săptămânii Luminate și se încheie la Duminica Mare.
În Biserica Ortodoxă, oamenii se pregătesc pentru întâmpinarea sărbătorilor pascale prin postul Paștelui, numit și postul cel mare, post care durează 48 de zile. Odată cu sărbătorile de Paști, primăvara își intră și ea pe deplin în drepturi. Cu invazie de verde, cu multe flori înmiresmate, cu buburuze, albine și gâze care înveselesc parcă și mai mult atmosfera, primăvara este regina anotimpurilor pentru perioada ce urmează. Acum, că firul ierbii a încolțit, oamenii se bucură de vremea frumoasă și își încep curățenia de primăvară, pregătindu-și casele pentru sfânta sărbătoare a Paștelui, dar și ogoarele pentru însămânțare. Totul este o adevărată simfonie. Natura și locuitorii ei oferă un spectacol grandios. Spectacolul primăverii. Totul zumzăie de viață, văzduhul, grădinile, livezile, ulițele satului, pădurile, dealurile și munții. Ciobanii își mână turmele de oi cu miei spre locurile prielnice, cu iarba bună pentru păscut. A venit în sfârșit mult așteptata primăvară. Thank you.
Cele mai frumoase ouă de Paște, care fac și acum faimă Bucovinei, sunt ouăle închistrite, numite impropriu și ouă încondeiate. În toată perioada postului Paștelui și nu numai, femeile închistresc ouă, etalându-și talentul, priceperea și dăruirea în adevărate opere de artă, ouăle închistrite. Cea mai răspândită și mai renumită tradiție a încondeiatului ouălor o găsim în Bucovina. Mai întâi s-au încondeiat ouă crude, apoi fierte, iar apoi s-au închistrit ouă golite de conținut. Instrumentul cu care se scriu ouăle se numește chișiță, obiect format dintr-un vârf ascuțit de tablă de aramă fixată într-o măciulie a unui băț plat. Tehnica folosită la închistritul ouălor este aceea a păstrării culorii de fond și constă în trasarea pe ou a unor desene cu ceară de albine topită și scufundarea succesivă în băi de culoare, galbenă, roșie și neagră. Culorile folosite pentru încondeierea ouălor corespund unei anumite simbolistici. Roșu este simbolul sângelui, al soarelui, focului, dragostei și bucuriei de viață. Galben înseamnă lumină, tinerețe, fericire, recoltă și ospitalitate. Negru reprezintă absolutismul, statornicia și eternitatea. Verdele se identifică cu reînnoirea naturii, prospețimea, rodnicia și speranța. Albastrul reprezintă cerul, sănătatea și vitalitatea. Se spune că la încondeiat se mișcă oul și nu instrumentul. În ornarea ouălor se folosesc motive geometrice, fitomorfe și zoomorfe. Dintre ele, cele mai întâlnite sunt romburile, triunghiurile și zigzagurile. Copiii și tinerii din Bucovina învață cu mare drag și pricepere de la femei tehnica închistritului ouălor. În timp, truda și migala femeilor pricepute la închistrit s-a adunat pe cojile de ouă, cele mai frumoase ouă închistrite fiind păstrate în Bucovina, în muzee și expoziții de ouă încondeiate, astfel de muzee existând în comunele Moldovița și Vama din județul Suceava. Cele mai răspândite motive folosite la închistrirea ouălor sunt crucea Paștelui, floarea Paștelui, cărarea ciobanului sau cărarea rătăcită, spicul de grâu, brăduțul, frunza de steșar, albina, peștele, coarnele berbecului, cârja ciobanului, steaua ciobanului, vârtelnița, creasta cocoșului, fierul plugului sau ulița satului. Tot un motiv tradițional îl constituie încondeierea cu încrețeli, motive ornamentale de pe cămășile populare. Mai nou, se întâlnesc icoane pictate pe ouă sau în interiorul oului. În cultura populară actuală, ouăle închistrite sunt mai mult obiecte de artă, constituind mândria Paștelui bucovinean.
Ouăle încondeiate în Bucovina sunt vândute și peste hotare, fiind deosebit de apreciate de către străini. Fiecare an, cu o săptămână înainte de ziua Paștelui, se serbează floriile. Această sărbătoare simbolizează intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos. În cinstea Lui, oamenii L-au întâmpinat cu flori și ramuri verzi, întinzând în calea Sa chiar și hainele lor. Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazar. În această zi, Domnul Iisus Hristos și-a arătat din nou minunile, învindu-l pe Lazar la 4 zile de la moarte. După această minune, mulțimile strânse la porțile cetății L-au întâmpinat cu flori și L-au aclamat pe Mântuitor la intrarea Sa în Ierusalim. Sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim a fost suprapusă peste cea a zeiței romane a florilor, Flora, de unde și denumirea populară pe care a primit-o. Astfel, pe lângă sărbătoarea creștină a intrării Mântuitorului în Ierusalim, au apărut și nenumărate obiceiuri și tradiții. În Sâmbăta lui Lazar, ce precede floriile, se adună crengi înmugurite de mățișori, crengi de salcie, ce se lasă până a doua zi în biserică. Duminica, bucovinenii participă la slujba de sfințire a mățișorilor. Ajunși acasă, ei împodobesc cu ramurile sfințite, icoanele, ușile și ferestrele, le așează sub streașină, la fântână sau pe straturile proaspăt semănate. De asemenea, la porți se pun mlădițe de salcie înfipte în brazde de pământ. Se spune că după cum va fi timpul în ziua de florii, așa va fi și în ziua de Paște. Săptămâna Mare, numită și Săptămâna Patimilor, este ținută prin post strict și comemorează prinderea lui Iisus Hristos, crucificarea și moartea Lui și este reprezentată de ultima săptămână din postul Sfintelor Paști. Totodată, Săptămâna Mare este Săptămâna Deniilor, toate zilele acestei săptămâni fiind considerate, încă de la începuturile creștinismului, mărețe și sfinte. În această săptămână, se crede în popor că dacă moare cineva, sufletul lui este dus în iad, căci raiul este închis. Săptămâna Patimilor este cea mai bogată în obiceiuri pascale și diverse superstiții. Tot în Săptămâna Mare, satele bucovinene se animă asemeni unor furnicare. Bucovinenii, oameni falnici, așteaptă sărbătoarea Paștelui cu mare bucurie și caută în același timp ca locuințele lor să fie cât mai bine îngrijite și curate, pregătindu-se cu cele trebuincioase, astfel ca, sosind Sfintele Paști, totul să fie în cea mai bună rânduială. Începând din Lunea Mare, în toate gospodăriile se face curățenie generală. Se mătură curțile, se adâncesc și se curăță șanțurile, se repară gardurile, se lipesc și se văruiesc casele, se spală perdelele și albiturile, se șterg geamurile, se aerisesc toate hainele, se scutură așternuturile și covoarele. Cu mic, cu mare, toți participă la curățenie și la treburile casei, fiecare după cum poate. Fiind începutul primăverii, este momentul când curțile și livezile sunt curățate, iar copacii văruiți. Fetele cele mari, precum și nevestele, încep înainte de Paști a scoase câte o cămașă nouă, precum și alte haine, atât pentru ele, cât și pentru părinții, frații și surorile lor, căci fiecare ține foarte mult să aibă pentru ziua de Paști măcar o cămașă nouță.
Gospodarii au grijă, pe lângă primenirea sufletului, să-și pregătească straie noi ce vor fi purtate de Sfânta Sărbătoare, dar au grijă ca și gospodăriile să fie pregătite așa cum se cuvine. Joia Mare, numită și Joia Patimilor sau Joia Neagră, este ziua în care se înroșesc ouăle și în care credincioșii se împărtășesc după ce s-au spovedit. Seara, oamenii merg la biserică la dăinia celor 12 evanghelii în care sunt amintite spălarea picioarelor apostolilor de către Iisus Hristos, cina cea de taină la care s-a instituit taina împărtășaniei, Euharistia, rugăciunea din grădina Ghitsimani și prinderea Domnului de către cei care voiau să-L ucidă după ce a fost vândut de Iuda. În această zi încep să înflorească urzicile, marcându-se astfel momentul din care acestea nu mai pot fi consumate. Interdicția are ca substrat simbolic și credința că Iisus a fost bătut cu urzici în timp ce era pe cruce. Joia Mare este ultima zi în care se pomenesc morții, iar femeile numără sufletele adormiților din pomelnic și cumpără tot atâtea căni, colăcei, dulciuri și, împreună cu o lumânare aprinsă, le dau de pomană de sufletul celor răposați din neamul lor. În popor, se credea că în noaptea de dinainte de Joia Patimilor sau în dimineața acestei zile, se deschid mormintele și sufletele morților se întorc la casele lor, unde rămân până la Duminica Mare, adică până la înălțarea Domnului Hristos. Pentru întâmpinarea sufletelor răposaților, se aprindeau focuri, obicei păstrat și astăzi în Bucovina. Întrucât la Joia Mare, când sosesc morții, nu este atât de cald, se aprind focuri pentru aceștia în curțile sau grădinile caselor, pe mormânt sau lângă mormânt, în curtea bisericii sau la cimitir, pentru ca sufletele acestora să aibă lumină și căldură până la Rusalii, timp în care zăbovesc la casele unde s-au întors. Focurile morților încearcă să mențină un echilibru între lumea celor vii și lumea celor morți. Aprinderea acestor focuri reamintește de focul pe care l-au aprins slujitorii lui Caiafa în curtea arhirească pentru a se încălzi, atunci când Iuda l-a vândut pe Hristos, sau de focul unde a fost oprit Sfântul Petru, atunci când s-a lepădat de Hristos. În unele localități din Bucovina, ca de exemplu în Mănăstirea Humorului, în dimineața zilei de Joia Mare, înainte de a se apuca de înroșit ouăle și de a face pasca și cozonacii, gospodinele pregătesc și acum pentru sufletele morților pâine, ori colaci și ulcele cu apă, care sunt lăsate întreaga zi de joi pe o masă în curtea locuinței, pentru sufletele răposaților care se întorc în lumea celor vii, beau din apă, mănâncă din pâine și odihnesc la casele lor. În această zi, dacă sufletele răposaților merg și caută, dar nu găsesc pâine și apă, se spune că pleacă supărate înapoi în lumea celor drepți. Pâinea, apa, masa și scaunele pregătite rămân în curtea locuinței până seara, când acestea sunt strânse, apa se aruncă pe ogor, iar pâinea se împarte în cele patru zări păsărilor cerului. Acest lucru se face în fiecare an, în Joia Mare. Obiceiul s-a păstrat până astăzi, deși semnificația lui s-a pierdut sau s-a diluat în mare parte. Joia Mare este cunoscută mai ales ca fiind ziua în care se înroșesc ouăle. Ia ca mami, vezi, o vine și rândul ouălor. Da. Uite, mama a făcut tot. Umble, rog, să stai aici, să mă ajut să treabă. Cojule de ceapă, mami, te vezi cum e culoarea? Uite da. Cum e culoarea, roșie. Roșie, mami. E și roșie. Am pus de la sfeclă roșie. Știi când am dat pe răzătate și am făcut sfeclă roșie? Da. Și am pus și-ți dăm ouțele pe lângă asta. Și facem ouțe roșii. Așa. Se spune că ouăle înroșite sau închistrite în această zi nu se strică tot anul. Așa, ouă frumoasă să te-o faci? Așa, ouă frumoasă, dar tu îmi dai de acolo ouă și mai punem aici. În Bucovina, ouăle de Paști sunt numite generic merișoare și erau, la început, colorate numai în roșu, roșețe. Mai de mult, culorile se obțineau doar din plante ce erau puse la macerat în Duminica Floriilor.
În popor există mai multe legende creștine care explică de ce se înroșesc ouăle de Paște. Una dintre ele relatează că Maica Domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a așezat un coș cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit de la sângele ce picura din rănile Domnului Iisus Hristos. Ia uite așa, ție așa aici o bucățică de slăninuță. Ia, Paulică, și tu. Dăm și mie un ou, mamucă, să fac. Ia, hai, ia să vă văd eu. Așa, roată cu slăninuță, tătătătătăt. Mai spune legenda că, în dimineața duminicii, după înviere, o fată frumoasă, cu poala plină de ouă, mergea către piața din Ierusalim pentru a le vinde. Întâlnindu-se pe drum cu un tânăr evreu de viță nobilă, impresionat de vestea pe care o aflase, i-a spus acesteia, în loc de bună ziua, Hristos a înviat. De atunci, a rămas obiceiul ca oamenii să se salute la înviere cu aceste vorbe. Oul vopsit este simbolul Mântuitorului care părăsește mormântul și se întoarce la viață, precum puiul de găină ieșit din găoace. A idoma amintirilor din copilărie ale lui Ion Creangă, copiii se țin de ghidușii, neavând grija treburilor din gospodărie. În Joia Mare, gospodinele pregătesc cele mai importante copturi pentru masa de Paște. Pasca, pâinea, cozonacul și babele. Babele sunt tot cozonac, dar copt în forme speciale din ceramică, având și un loc în vârf în care se va pune un ou roșu în coșul pascal pregătit pentru a fi sfințit. Dacă gospodinele nu au timp, aceste produse mai pot fi pregătite în ziua de sâmbătă. Ia uite, mamă, și minunăție, fiate, Doamne ajută! Hai, ne da pune asta și eu mă duc să umplu tărbile, da? Da. Hai, și cozonul așa să mai vă și noi. Uite, am zis la unul de ăștia. Ah, ia, hai. Unghiu aici? Ia, hai, unghiu acolo. Hai, să vezi cum e, nu numai să mănânci. Ce treabă e numai la mâncare? Unde e lenuța mea, că tot numai la joacă, stai să ne aduc ouăle de lapte, cum e trebuie de lapte aici. Așa, nu umple copilul, hai! Dă-te numai pe afară, ți-ai pus flori la urechi. Duminică, din ziua din Paște, ai să-ți pui flori la urechi, nu pui acum. Dă-te la pijon și adu-te jos din bești, unii ține mama lapte, de acolo, dă-te adu-mă-le de lapte. Eu ți-am adus apă, că ai să-ți aduc apă și ți-am adus. Gata, bravo, mulțumesc, bă, da, prost, să trăiești, du-te adu-le de lapte. Cam cald aici, ouăle. Mă, că mă duc să văd oleacă, da, făcut, da, că da, ești gata. Da, trebuie. Băieță și cu minți sunteți voi. Voi ați gustat aluatul, e bun? Da. Mai vreți? Mamă, uite, ți-am adus la mă. Doamne, da. Putica tărbita tu, că trebuie să te mă la strâlă. Du-te adus. Și ce faci, dragă? Gospodinile au și ajutor aici. Auzi? Ajutor? Hai de la Grigore, la sână și adă-mi eluțul. Dar mi-a dus un el, duminică noi avem de Paști, musafiri, gospodar, vin cine, vin cu mătri, muscle. Adă-mi unul și adă-mă, nu știu, vezi. Cam cât e ghez ai? 15 kg, așa, să și ieri. Când gătim cozonacii, să și veniți cu mielul, înțeles? Mă grăbesc. Hai. Ia, oleac, ia, hai, mare gură, așa, de pe limbură, e bun. Ia, hai să-ți dau și ție, oleac, hai că îndată îl pune mamuța cozonac, tot nu mai aveți și vănii. E bun, nu? Cea mai însemnată coptură pe care o mănâncă românii în decursul sărbătorii Paștilor este Pasca. E greu, mamă? Nu e greu, așa. Uite la mamuța acolo, ia, uite la bunica cum face, să știi și tu. Uite, eu am pregătit ouă de 11 deasupra, imediat când mă duc să aduc cozonașii. Pasca tradițională semnifică, prin forma și elementele ei decorative,
lucrarea lui Hristos prin patima sa asupra păcatului și a morții și îndeosebi suferințele Domnului pe care le-a petrecut până la moarte. Pasca se frământă din făină curată de grâu, la care se adaugă lapte și ouă. Pe margini se pune un colac împletit în trei, iar la mijloc se face o cruce din aluat, simbolizând crucea pe care a fost răstignit Hristos. Pasca are formă rotundă pentru că, în popor, se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Între împletituri se pune brânză dulce, frământată cu ouă și în care se adaugă stafide. Pasca se împodobește cu ornamente din aluat, flori, spirale, frunze. Dă-i pune câte o cană de apă rășică, ne-am... Ia uite, de aici. Nu, că ai zis că e o cozonace cu ouă, da? Ia de aici, așa. Păi, de ce frumos a crescut? Ce frumos a crescut, bravo! E, uite că a fost de ajutor. Ia, hai să ungem cu ouă. Dă-l în cabana. Uite aici ouă. Ia să-i văd gospodina lui mama. Așa, 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 prin crestături, pe acolo, peste tot. Asta e gata. Mai avem unul. Ia, vedeți, aduceți stăvilii cu păști de pișar. Dacă au crescut, aduceți cu păști. Ce frumoase! Doamne ajută, mulțumim lui Dumnezeu că uite, ne-a ajutat să facem. Așa, 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 așa. Dar cum știți voi azi așa cum minți? Că până acum alergați, fugiți, vă smorcăiți unul pe altul, vă mătiți, vă trăjeți de haine, nu știți cu mijoare, așteptați cu donatul, nu? Așa-i? Bravo, așa. Încă uite prima gata. Da, bravo, domnule, e foarte frumos. Doamne ajută. Ei, dinit, bat ca băierul la ușă, ai adus mieluțele cu sus. Am adus, iar l-am pus să scoată un pic. Și îi e, e tăman, așa? E bun, așa, gospodăreașă, mi-a luat de pronte și pe ce. Așa, așa, așa. Cu coare și pașa. Corea să ajungă la tăți și mi-a și pe ce. Zâne, asta și hai din colul la cuptioria și tu una. Ilenucă? Da. Ia, și tu, mamică, încet, poate vă închedicați peste prag și răsturnați cozonac. E, bine. Pa, pa. Ia, și căldură iasă. Ia vezi, Olea, că e cam da. E bun? Bun, bun. E bun? Da, da. E bun. Da, e bun. Hai, ca să iau de la băieți și să ne punem aici. Doamne, ajută și să Doamne. Iasă cum trebuie. Ia, uite, că mă frige. Nu, nu, dă cozonacul, dă-i. Și păștile le lăsăm mai în față, nu? Da, da. Așa, așa, așa. Când pun pasca în cuptor, gospodinele fac cruce cu lopata sus, pe tus patru pereții și apoi la gura cuptorului, zicând: cruce în casă, cruce în masă, cruce în tus patru cornuri de casă. Mai, ce și mămâncă! Și grozăvie aici, măi, băieți, măi! Oi, că mă frică de la degete! Ia uite aici, așa, iată și mie, măi! Ia, ce cozonac! Ia, ce frumos! Vă place? Da, mă, fierbinte să se rășească. Se lăsăm un pic să rășească. Uite aici, așa, la care l-a învârtit Marius. Da. Ia, uite. Mai avem o păscuță. Uite și pasca cu Marius, care a vrut el, așa împletită. Hai că le ducem în casă, din colo, dă să nu iasă căldura prea tare. Nimic nu se compară cu aroma îmbietoare de coptură caldă ce parfumează întreaga Bucovină în ziua de joia mare. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat și am făcut coptura asta și a ieșit așa de frumos. Noi aruncăm cojele departe, departe, se anunțăm pe cei morți că vine Paștele. În Bucovina mai există comunități în care se conservă tradiția rohmanilor sau blajinilor, creștini blânzi și evlavioși, despre care se crede că ar trăi izolați, motiv pentru care nu se pot bucura și înfrupta din bunătățile de Paști. Pentru ei,
Femeile strâng cu mare băgare de seamă cojile ouălor folosite la copturi, îndeosebi cele folosite la pască. Deși sunt virtuoși, blajinii nu sunt capabili să calculeze data Paștelui și se spune că, pentru înștiințarea lor de sosirea marii sărbători, creștinii aruncă coș de ouă în vinerea ori sâmbăta din săptămâna patimilor pe o apă curgătoare, simbolic supranumită apa sâmbetei. Apă ce le poartă până în lumea blajinilor, dar vestea o primesc o săptămână mai târziu. În localitățile Ciumârna și Vatra Moldoviței din județul Suceava, acest obicei este întâlnit în Joia Mare și este îndeplinit mai ales de către copii, cu mare bucurie, ei ajutându-și mamele la treburile casei și la pregătirile pentru marea sărbătoare. Copiii nu scapă niciun moment și din fiecare clipă ei își fac o bucurie, iar printre micile treburi încredințate lor de către părinți, hârjoana nu lipsește. În Joia Mare, pe înălțimile ce înconjoară satele bucovinene sau în curțile gospodarilor, se fac focuri din vreascurile greblate, peste care copiii, și nu numai, sar în scop purificator, strigând, încălzim moșul. Există credința populară că astfel oamenii vor scăpa de rele, de necazuri și vor fi sănătoși tot anul. Joi mari, gospodarii fac foc și sar peste dânsul.
Seara, nimeni nu lipsește de la Denia cea mare sau Denia celor 12 evanghelii. În această seară, femeile tămâiază la cimitir mormintele celor morți. Clopotele nu se mai trag până sâmbătă noaptea, timp în care, dacă se întâmplă vreo înmormântare, se duce mortul cu toaca. De aici și vorba oamenilor din localitatea Arbore, județul Suceava, vai de cel ce este dus cu toaca. Aluzie la perioada zilelor considerate nefaste pentru călătoria sufletului în lumea de dincolo. Ultima vineri din postul mare, numită și Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră, Vinerea Scumpă sau Vinerea Seacă, este zi de mare doliu a întregii creștinătăți, pentru că este ziua în care Iisus a fost răstignit și a murit pe cruce pentru răscumpărarea păcatelor omenirii. Este zi aliturgică, pentru că liturgia reprezintă jertfa nesângeroasă a Domnului Iisus Hristos în chipul pâinii și al vinului, iar cele două jertfe nu se pot aduce în aceeași zi. Seara se oficiază denia prohodului Domnului. În Vinerea Mare este bine să se țină post negru, fără apă și mâncare, în amintirea patimilor lui Iisus. În această zi nu se fac treburi în casă, nu se seamănă și nu se coace niciun fel de coptură, ca să nu se ardă mâinile Maicii Domnului. Vinerea Patimilor este cea mai tristă dintre zilele pătimirii Domnului, zi în care se rememorează aducerea la judecată, batjocorirea, chinjuirea, răstignirea, moartea și îngroparea lui Iisus Hristos. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai răni, pieptul-i numai sânge. Fața lui e numai rău, pieptul-i numai sânge. Călător străină, pribeag, cine ești? De-al cui dor tu pribegești? Pentru cine ai răbdat? Bice fără număr, ce povară ți-a lăsat, rana de pe umăr, ce povară ți-a lăsat, rana de pe umăr. Spre seară, creștinii merg la biserică pentru a participa la prohodul Domnului, slujbă cu mare încărcătură religioasă. În mijlocul bisericii se scoate Sfântul Epitaf, numit și Sfântul Aer. Sfântul Epitaf este un obiect bisericesc de cult de formă dreptunghiulară, confecționat din pânză de in, mătase sau catifea, care ilustrează așezarea Mântuitorului în mormânt, înconjurat de apostoli și de Maica Domnului. Acesta este așezat pe o masă mai înaltă, iar credincioșii sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfântul Epitaf și trec de trei ori pe sub masa pe care este așezat. Acest ritual aduce aminte de cele trei opriri ale lui Iisus pe drumul Golgotei, când și-a cărat crucea în spate, fiind totodată și asemănarea trecerii prin mormânt a Mântuitorului, care s-a coborât în iad pentru a elibera sufletele drepților. În mormânt viață, usta-i fost Hristoase, și s-au spăimântat poștirile îngerești, plecăciunea ta cea multă prea. Thank you.
prihan în cale care umblă în legea Domnului, dar cum mor viața și cum șesc în mormânt și împărăția morții tu o zdrobești și pe morții cei din iad îi înviești. Fericiți cei ce păzesc poruncile lui și-l caută cu toată inima lor. După cântarea prohodului Domnului, preotul înconjoară împreună cu toți credincioșii biserica de 3 ori în dangătă de clopot, purtând Sfântul Epitaf, care apoi este așezat pe masa din mijlocul bisericii. Este ultima oară când mai sună clopotele până în clipa învierii Domnului. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări și șejelesc morții. În după-amiaza zilei de sâmbătă, Sfântul Epitaf este dus din nou în Sfântul Altar și este așezat pe Sfânta Masă, unde rămâne până în miercurea dinaintea înălțării Domnului. În Sâmbăta Mare se pregătesc bucatele pentru masa de Paște, se sacrifică în mod ritual mielul și se prepară drobul, friptura de miel, borșul de miel, sarmalele și alte bucate alese. Spre deosebire de sărbătoarea Crăciunului, de Paște nu se pregătesc foarte multe feluri de mâncare, de unde și zicătoarea, frecventă în Bucovina, Crăciunul este sătul, iar Paștele este fudul. Gospodinele care nu au apucat să coacă în Joia Mare Pasca, pâinea și cozonacul, le pot coace astăzi. După ce toate bucatele sunt gata, are loc pregătirea coșului pascal care va fi sfințit la sfârșitul slujbei de înviere. În coșul de nuiele care se duce la sfințit, femeile pun pe o farfurie simbolurile bucuriei pentru tot anul. Sare, ce va fi păstrată pentru a aduce belșug, zahăr, folosit de câte ori animalele vor fi bolnave, și făină, pentru ca rodul grâului să fie bogat. Deasupra acestei farfurii se așează pască, apoi cozonac, babe cu oul roșu în mijloc, cârnați, ceapă și usturoi, friptură de miel, slănină, brânză, pește afumat, ouă roșii, ouă încondeiate, o lumânare și câteva fire de busuioc. După sfințirea din dimineața primei zile de Paști, Pasca dobândește puteri purificatoare, asemeni anafurei. Ea este sfințită și se consumă imediat după anafură. Coșul se acoperă cu cel mai frumos ștergar, semn de aleasă prețuire a sărbătorii. În Bucovina se spune că cine mănâncă ouă în ziua de Paști va fi ușor peste an. Momentul principal al Sfintelor Paști este învierea, ceremonia religioasă de la biserică în noaptea și spre dimineața sărbătorii,
când se dă de către preot tradiționala lumină, de la care aprind lumânări toți credincioșii și se continuă cu ritualul slujbei liturgice, iar în final se face sfințirea coșurilor cu pască, ouă roșii și alte bucate. Noaptea Învierii este deosebită, ea simbolizând noaptea luminii a izbăvirii omului din iad, din păcat și din moarte. La căderea serii, toată suflarea casei se primenește și pleacă la biserică pentru a participa la slujba de înviere. Nimic nu este mai înălțător decât slujba de înviere, pregătirea procesiunii, luarea luminii din lumină, înconjurarea bisericii și intonarea comună a cântării Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Din acest moment, salutul obișnuit este înlocuit cu cel de Hristos a înviat, la care se răspunde adevărat a înviat, salut păstrat până la înălțarea Domnului. În Bucovina există obiceiul ca în noaptea învierii să se lase luminile aprinse în toată casa și în curte ca să fie luminată gospodăria în cinstea luminii pe care a adus-o Hristos în lume prin învierea sa. După ce iau lumină, oamenii merg în cimitir la căpătâiul morților familiei și aprind acolo lumânări, ca cei trecuți dincolo să știe că a venit învierea Domnului. În zorii zilei de duminică, credincioșii ies în curtea bisericii, purtând lumânările aprinse în mână, în așteptarea preotului care va sfinți și va binecuvânta bucatele din coșul pascal și le va stropi cu aghiasmă. Lumânarea reprezintă lumina învierii Domnului, a biruinței luminii lui Iisus asupra întunericului iadului, a binelui asupra răului și a vieții asupra morții. Lumânării de la înviere îi se atribuie puteri deosebite, aceasta fiind păstrată 7 ani și aprinsă în caz de grindină, furtuni sau mari primejdii. Cei mai mulți duc lumina în casele lor și păstrează lumânările pentru a le aprinde în zilele în care sunt supărați sau au necazuri. Este ca o mare minune. Privit de departe, totul pare ca un drum de lumină și oameni. În noapte de Paști se deschid porțile cerului, iar ceea ce ceri, Dumnezeu îți va da. În prima zi de Paște, există obiceiul de a se purta haine noi în semn de respect pentru această sărbătoare, dar și pentru că ea semnifică primenirea trupului și a sufletului, așa cum se primenește întreaga natură odată cu primăvara. Ajunși acasă de la slujba de înviere, înainte de a se așeza la prima masă de Paști, gospodarii pun într-un vas ouă roșii sfințite și monede de argint, în unele locuri chiar și crenguțe de busuioc, peste care toarnă apă neîncepută. Hristos a înviat! Adevărat! Hristos a înviat! Adevărat! Se fac copilașe! Ia veniți încoace la mama! Ia veniți încoace! Da, mamă! Hai, Petrec, adu-o alea de apă aici! Uite, acum ea vine-o de la fântână cu apă neîncepută să speli cuție. Ia punem acolo. Să putem ciocni un ou. Să putem sta la masă, liniștiți și curați. Așa. Ia, hai, ia.
Da, acolo și să dai cu ou roșu, așa, pe obrăjori și pe... Să ții roșu la obraz, așa cum e ou. Așa, așa. Așa. Toți membrii familiei se spală pe față în mod ritual, dându-și fiecare cu oul roșu peste obraz și spunând: să fiu sănătos și obrazul să-mi fie roșu ca oul, toți să mă dorească și să mă aștepte așa cum sunt așteptate ouăle roșii de Paști, să fiu iubit ca ouăle în zilele Paștilor. Atunci când se dă cu banul pe față, se zice: să fiu mândru și curat ca argintul. Fetele spun: să trec la joc din mână în mână ca și banul, să fiu ușoară ca și cojile de ouă care trec plutind pe apă. Se gustă apoi, neapărat, prima dată din anafora de Paști, care a fost adusă în coșul în care s-au sfințit de către preot bucăți mai mici din cât mai multe feluri de mâncare. Să fiți iubiți ca ouăle de Paște, dragilor, mama, și să fiți cuminți și sănătoși și frumoși. Hai, treceți. Treceți în casă, că vin acum aia. Hai să ne spălăm și noi acum. Familia se așează apoi la masa pascală. Mama, ia, las câte nouăți. Capul familiei ciocnește ouă cu soția sa, folosind formula tradițională: Hristos a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Spune apoi: hai să ciocnim ouă ca să ajungem și la anul Paști frumoase, iar după moarte să ne vedem iarăși în ceruri. Ia să vedem noi cum sunt ouăle Paște astea roșii, așa, făcute de gospodina asta. Ia, dragă lui mama. Care lucră de săptămână la bucatele astea. Apoi lucră de săptămână. Aici avem și pască, avem cozonac. Uite, și-a adus toată de la stână caș, de la oițe. De obicei, cinstea de a ciocni primul revine celui mai în vârstă. Se crede că, făcând acest lucru, membrii familiei se vor vedea și pe lumea cealaltă. Ouăle care au fost vopsite în Joia Mare se ciocnesc după anumite reguli de Paști. Oul are trei părți: vârful, care se numește cap, partea opusă, dos, și fețele laterale, coaste. În prima zi de Paști se ciocnește numai cap cu cap, a doua zi se poate ciocni cap cu dos, iar în zilele următoare și dos cu dos. Ciocnitul ouălor, ca datină generală, se prelungește în toată săptămâna luminată, cu reflexie până la ispas și rusali. Paștele este mai mult decât o sărbătoare, este o stare de spirit. În Bucovina, Paștele este o sărbătoare a toleranței, a iubirii și a înțelegerii dintre oameni. În după amiaza zilei de Paște, înainte de vecernie sau după aceasta, lumea statului, tineri și bătrâni, se adună în curtea bisericii pentru a ciocni ritual ouă, pentru a bate toaca și a trage clopotele, semn al apostolatului și al răspândirii prin el a veștii învierii. Jocurile copiilor din această perioadă au și un aspect ludic, reprezentând aspecte ale vieții cotidiene. Este o vorbă: dacă-i cal, să tragă, dacă-i popă, să citească,
dacă-i copchi. Așa-i buza să se joci. Noroc și bani! Șocaruță din zâgani! Noroc și minte! Șocaruță din placinte! De ce v-a jucat? Nici viață, nici jucăm un joc! Care joc? Farburi! Care? Farburi! Dar ăsta când se joacă? Când moare cineva la prieteni! Dar aici nu a murit nimeni! Uite că a murit! Cucuricu Gagu, a murit moșneagu, dacă nu-l lată, cucura cascată, dacă nu-l înșură, cocaluș în gură, hai să-l înghiem, în topitoc, o pleca la iar Maroc, să-și cumpiri un cojoc, el cojorul un șoc, să-și de ciudă, a murit. Tu ești îngerul, tu numeri. Antantina, ți-o-a găina, și-a făcut un ou, mare cât un bou. Tu l-ai spart, tata te-a aflat și te-a împușcat cu un fluier de soc, ca să n-ai noroc. Tu ești dracu! Singhilinghi, bombolombo! Cine acolo? Îngerul! Ce vrei tu? O farbă! Ce farbă? Așa frumos, precum e raiul! Ce avem, abis? Da, avem! Tinghilinghi bombalamba. Cine acolo? Draco. Ce vrei? O farbă. Ce farbă? Negru ca fondul iată. Copchi avem negru. Avem. Unu-i trage eu cu piciorul, aici e hotarul. Și când noi zice eu, hei, rup, voi să vă trageți. Facem de trei ori treaba asta. Ați înțeles? Da! Eu nu cred că ați înțeles. Ba da! Pentru prima oară. Și pentru a doua oară. Hei, rup! Și pentru ultima oară. Hei, rup! Domnule prapadit, îmi pare rău, dar au câștigat dracu. Hai să ne jucăm alt joc. Care joc? Ascunsul. Cine număr? Eu număr. Țica, 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 m-a batut mamica pentru mâncărică, ce-o mânca purcica și m-am dus la școală cu burtica goală și-am venit acasă cu burtica grasă, toți în ochii. Hai să blastamăm ca să nu pândească. Cruciuliță de argint, crepiți ochii în 25. Dacă tu îi pândi, vai din capul tău la și 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ai spart oalili și ai mâncat sarmalili. Ai spart oalili și ai mâncat sarmalili. Paci, paci, între două dobitoaci, dobitocul cel mai mic are pieni piburi, dobitocul cel mai mare are pieni picicioare. Împăcare, împăcare, fără nicio supărare. Dacă ni vom supăra, o la trai să așa-mi pleca. Împăcați-vă, dați mâna! Doamne, ajută-ne să ne culcăm sănătoși și mâine s-o putem lua iar de la cap. Ne aducem aminte și noi parcă de jocurile atât de frumoase ale copilăriei.
conveier. Alege de la noi care nu spală. Umblatul copiilor după ouă roșii este o continuare și o transformare a vechii tradiții, când fiii se duceau la părinți, nepoții la moși și finii la nași, cu pască și cu ouă, ciocnind și stând la masă cu ei, mai ales în a doua și a treia zi de Paști. În zilele de Paști se mai păstrează pe alocuri stropitul ritual cu apă, în amintirea readucerii la viață a fetei de evreu, leșinată la aflarea veștii învierii lui Isus. Pornind de la ziua de Paști și până în ziua de ispas, oamenii se salută prin a spune Hristos a înviat, răspunsul la acest salut fiind adevărat a înviat. În săptămâna de după Paști, numită albă sau săptămâna luminată, cerul este deschis, după tradiție, până la ispas, iar cine moare este fericit căci merge fără judecată direct în rai la Dumnezeu. Săptămâna luminată era ținută de credincioși aproape toată. Marțea pentru boala ce rea, miercurea pentru tunete și trăsnete, joia pentru grindină, vinerea pentru rodirea pământului. Din această săptămână încep cele 9 joi și cele 9 marți numite oprite, despre care se credea că sunt periculoase pentru grindină. Ciclul acestor sărbători se încheie cu cea de-a noua joi, numită Joia Verde sau Joia Bulcilor. Cea mai mare sărbătoare din săptămâna luminată este Izvorul Tămăduirii, ținută vineri. În prezent, sărbătoarea se ține în cinstea Maicii Domnului, considerată Izvorul Tămăduirii ca cea care l-a născut pe Hristos Dumnezeu, de la care vine tot darul. În această zi se face, în toate bisericile, aghiasma pentru tămăduirea de boli. În unele locuri, se crede chiar că izvoarele sunt sfințite și tămăduitoare în această zi. În trecut, se făceau procesiuni cu icoana Maicii Domnului la câmp pentru ploaie. Era ziua cea mai propice pentru sfințirea izvoarelor și a fântânilor, considerate sacre în tradiția populară. Prima săptămână de după Paști, ce se încheie cu Duminica Tomei, este numită și Săptămâna Luminată. Duminica Tomei este ziua în care Hristos s-a arătat apostolului Toma, care nu fusese cu ceilalți apostoli când li s-a arătat Domnul și se îndoia de învierea Mântuitorului. În popor, se crede că raiul rămâne deschis de la înviere până la această dată, pentru sufletele aflate în iad. De asemenea, se crede că cei ce mor în această săptămână merg în rai, pentru că, în acest interval, ușile raiului sunt deschise, iar ale iadului închise. Duminica Tomei se mai numește și Paștele Mic. La o săptămână după Paște, în prima zi de luni ce urmează Duminicii Tomei, o parte din creștinii ortodoxi obișnuiesc să sărbătorească Paștele Blajinilor, sărbătoarea celor adormiți, cunoscută și sub numele de Prohoadele, Paștele Morților sau Lunea Morților. Dedicată spiritelor moșilor și strămoșilor trecuți în neființă, Paștele Morților, ori Paștele Mic, este o sărbătoare populară care nu are rânduială specifică în tipul bisericesc, însă este marcată în Bucovina, precum și în alte zone ale țării. Paștele Blajinilor reprezintă în sine amintirea tuturor celor care au adormit într-un Domnul, fie ei pregătiți, spovediți, împărtășiți și cu lumânare sau nepregătiți. Deși sunt virtuoși, nu sunt capabili să calculeze data Paștelui, se spune că, pentru înștiințarea lor de sosirea marii sărbători, în vinerea ori sâmbăta din săptămâna patimilor, creștinii aruncă coși de ouă folosite la pregătirea Păștii pe o apă curgătoare, simbolic supranumită Apa Sâmbetei, ce le poartă până în lumea blajinilor, dar vestea o primesc o săptămână mai târziu. Cunoscuți în folclor și ca rohmani, blajinii ar fi printre cei din tâi oameni de pe pământ, luând parte la facerea lumii, iar de atunci susțin stâlpii de sprijin ai pământului. Mai există și credința că ei provin din copii nebotezați,
morți imediat după naștere sau că sunt cei care nu au apucat să treacă marea atunci când Moise a despicat apele. Blajinii se crede că s-ar afla dincolo de lumea văzută, pe unde se varsă apa sâmbetei în delta ei, pe ostroavele albe. În Bucovina se spune că blajinii sunt în jumătatea de sus om, iar jumătatea de jos pește și trăiesc într-un pârâu. Femeile și fetele lor cântă foarte frumos, încât răsună văile de cântecele lor melodioase. Potrivit credinței populare, în această zi, sufletele morților sunt libere și pot gusta din mâncărurile pregătite și date de pomană. Înălțarea Domnului sau ispasul, cum mai este numită în popor, se sărbătorește în fiecare an la 40 de zile de la Paște, de fiecare dată joia. Reprezintă ultimul eveniment din viața pământească a lui Iisus Hristos și anume înălțarea sa la cer. Potrivit tradiției, locul de pe care Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la cer este situat la Ierusalim, pe muntele Măslinilor. Spre deosebire de alte sărbători, ispasul nu are o dată fixă, aceasta fiind influențată de data sărbării Paștilor. Probabil că și din această cauză a luat ființă vorba la Paștele Cailor, însemnând o dată neștiută încă, fără o zi exactă în calendar. Doar în această zi se spune că se satură caii de păscut doar pentru un ceas. În ziua de înălțare, oamenii spun: Hristos s-a înălțat, și răspunsul este: adevărat s-a înălțat. Ciclul sărbătorilor pascale se încheie odată cu ziua de ispas.